Scandal pe Dunăre și pericol de dezastru ecologic. Trei barje încărcate cu cărbune ard mocnit în acest moment între România și Bulgaria. Ard nu de azi, nu de ieri, ci de două săptămâni, pentru că au rămas blocate în apele prea scăzute ale Dunării. Apoi cărbunii s-au aprins din cauza căldurii și au început să fumece. Timp de două săptămâni, autoritățile române și cele vecine și-au pasat responsabilitatea, deși pe malul vecin bulgarii s-au plâns că toată poluarea rezultată din arderi ajunge la ei. Cele trei barje ar fi trebuit să ajungă în Serbia pe Dunăre. Nivelul scăzut al apei a făcut ca aceste embarcațiuni să nu mai poată înainta și să oprească într-o zonă neutră. Nici în portul de la Giurgiu nu au putut descărca, tot din același motiv. Apa era prea mică, iar încărcătura prea grea. Inițial, aflându-se în portul Giurgiu, au cerut permisiunea să descarce în portul Giurgiu. Noi nu am putut să-i ajutăm din motive tehnice și atunci au convenit prin agentul lor cu bulgarii să descarce la ruse. Au făcut revizia de ieșire în România și când să intre la ruse, bulgarii le-au refuzat. Din discuțiile purtate cu reprezentantul firmei care asigură transportul cărbunilor, nu se poate interveni cu apă, întrucât, în primul rând, s-ar putea degrada materia primă, precum și există riscul de scufundare a barjelor. Este o degajare de fum pe 112 către ISU Giurgiu. Nu au fost solicitări din data de 3 iulie, atunci când s-a intervenit pentru incendiul respectiv. Acum, cele trei barje pline ochi plutesc pe apă în timp ce cărbunii ard mocnit. Fumul e purtat de curenții de aer până la ruse. Localnicii de aici sunt furioși. Spun că trebuie intervenit, dar singura variantă care nu ar polua fluviul ar fi aducerea unei alte barje care să mai descarce din marfă. Însă, de aici a început scandalul. Cele două state, Bulgaria și România, nu au putut ajunge la un consens cu privire la cine trebuia să ia măsuri în acest caz. Bulgarii n-au făcut dragajul pe Dunăre, pe partea lor. Noi am avut discuții cu Comisia Europeană, ne-am oferit să-l facem noi, în locul lor. Aceste barje n-au putut să urce pe Dunăre până la Belgrad. Cu omologul din Bulgaria, domnul Sabev, i-am spus care este situația, l-am rugat și am toată încrederea că ceea ce mi s-a transmis astăzi, în urmă cu o oră și ceva, că bulgarii au început să descarce aceste barje, deci iată că până la urmă tot acea situație a fost rezolvată, tot cum putea fi rezolvat de la început. Cu toate acestea, primarul din Ruse are altă părere. Ieri și alaltă ieri, problema principală au fost barjele pe care oamenii din România nu pot să le tragă în afara apei. Ieri am fost la Giurgiu cu ambasadorul nostru din România. Acum ne confruntăm cu mirosuri care, în opinia mea, sunt clar de natură industrială. Nu sunt sobe aprinse și nici nu miroase a camioane. Miroase a poluare industrială. Trebuie luate măsuri imediat. Însă, haideți să vedem ce înseamnă asta pentru mediu. Generează monoxid de carbon, fiindcă arde mocnit, adică arde în lipsa oxigenului aproape. Monoxid de carbon care intoxică tot ce înseamnă viețuitoarele, ce respiră deasupra apei. În același timp, elimină particule de carbon în atmosferă, care în lipsa ploii vor pluti multă vreme, intoxicând și plantele. Iar dacă va ajunge să se scufunde sau să descarce încărcătura, va ajunge să se polueze și apa pe o perioadă lungă de timp. Adică toate aceste efecte se vor simți. Chiar dacă încărcătura de cărbune nu va ajunge în apă, poluarea îi va afecta pe cei din zonă. Iar colegul nostru, Radu Tiriță, corespondent News Hour-ului CNN, e la Giurgiu. Bun găsit, Radu, care este situația acum la tine? Bună seara, Sabrina, bun găsit tuturor. În continuare, fumul de pe cele trei barge se vede de la distanță de câțiva kilometri. Undeva în spatele meu e foarte ușor de observat. În continuare avem o ardere mocnită la baza acestor trei barge. Iată că după 18 zile salvarea vine din partea statului bulgăresc. După 18 zile autoritățile bulgare au hotărât să intervină, au pregătit o macara care să ajungă în zona acelor barge și să mute aproximativ toată marfa pe o altă barjă
care va ajunge cel mai probabil mâine la amiază. Am vorbit astăzi cu șeful capitaniei, care ne-a spus foarte clar că acest procedeu de mutare a cantității imense de aproximativ 4.000 de tone de cărbune va fi una de lungă durată și dacă se va lucra și pe timpul nopții, chiar și așa tot acest proces va ajunge undeva la o zi și o noapte. Rămâne de văzut cât de greu sau cât de ușor se vor descurca autoritățile, rămâne de văzut cât de lung va fi acest procedeu și dacă se va ajunge la inundarea acestei materii prime, pentru că știm în acest moment că tot ce înseamnă cărbune de pe aceste barje a fost compromis. Radu Tilițeț, mulțumim pentru aceste informații.